Bătălia de la Văslui, menționată uneori drept Bătălia de la Podul Înalt, a avut loc în data de 10 ianuarie 1475, lângă orașul Văslui, între armatele aliate creștine Moldo-Maghiaro-Polone, sub comanda lui Ștefan cel Mare, și oastea otomano-munteană, sub conducerea lui Suleiman Pașa. Detalii aflăm de la colaboratorul Muzeului Armate Naționale, Sergiu Munteanu. Anul 1453, turcii, în fund cu sultanul Muhammed al II-lea, cuceresc Constantinopol. Ei schimbă denumirea în Istanbul și cu aceasta pun în bază Imperiul Otoman. Trebuie spus că armata otomană, la a doua jumătate a secolului XV, era cea mai puternică armată din Europa. În armata otomană a avut loc renașterea infanteriei. Era armata care avea cei mai buni artilerii din Europa. Și tot în armata otomană era o disciplină de fier și costași luptau viteș și câteodată fanatism. Anul era un fanatism religios. Tot turcii aveau comandanți foarte experimentați care au luptat și în Asia și în Europa. Pe anul 1453, turcii încep o vastă înaintare în Europa și pregăteau campanii militare și în Italia. Tot în perioada aceasta, turcii duceau un război în Asia cu Uzun Hasan, sultanul Persiei. Și e un lucru foarte interesant că acțiunile militare în Asia le ducea Suleiman Pașa. După aceasta trebuie să înceapă campanii militare în Moldova. Pe victorile obținute în Asia, trupele armate otomane sunt dislocate în Balcan. Primăvara anului 1475, turcii pregăteau o campanie militară în Italia, campanie militară cu proporție. Și ca să asigură spatele, i-au hotărât să distrugă Moldova, ca să poată să înainteze fără caz de spate. Campania militară otomană a hotărât să înceapă iarna, din motiv că nu au apreciat la justă valoare forțele armate a Moldovei. Este cu totul că bătălia va fi foarte rapidă și cu victorie ușoară. Mai mult ca atât ei preconizau să ierneze Moldova, să o jefuiască. Și în iarna anului 1474, trupele otomane se concentrează la Dunăre. La deșea adieră și domnitorul Valahii, Iota Basarab, vine cu un contingent de 12.000 de ostași. De orice, armata otomană număra 120.000 de ostași. Acestea erau trupe regulate, bine organizate și cu disciplină de fier. Și având de comandanți experimentați în lupte. Ștefan cel Mare înțelegea pericolul dat. Primul rând, el a cerut ajutor la vecini, regele Poloniei și regele Ungariei. Acest ajutor a venit. Dar n-a fost de proporție ajutorul. Din Ungaria, 5.000 de secui și 1.200 de unguri. Din Polonia, 2.000 de ostași polonești. Ștefan cel Mare a făcut până atunci un lucru care nu s-a întâlnit mai înainte în Moldova. L-a recrutat pentru populația Moldovei. Această recrutare i-a permis să organizeze o armată împreună cu contingentele venite din Polonia și Ungaria, în numai de 48.000 de ostași. Până atunci niciun domnitor nu a avut o asemenea oaste. Care era planul de acțiune a lui Ștefan cel Mare și a comandantul său? Unii propuneau ca turci să fie întâlniți la Dunăre, dar armata otomană era mult mai numeroasă. A doilea plan de acțiune a fost că să atace trupele otomane prin ambuscade, toate satele să fie distruse, să aibă muniții, să aibă produse alimentare. Dar și acest plan tot nu era ireal, pentru că era iarnă și este foarte greu să duce un război de gherilă. Și de aceea s-a hotărât că se permite turcilor să intre în Moldova, dar să le dă o putere generală în teritoriul interior a Moldovei. Care era tactica de luptă a otomanilor? Pe când intrau într-un stat, într-o bătălie generală, distrugeau drujenile de feodari care erau în acest stat. După aceea se luau cu asalt orașul și statul era supus. De aceea când au intrat, au hotărât să îi impună lui Ștefan cel Mare tot o bătălie generală. Ștefan cel Mare știe despre această tactică a turcilor și a hotărât să combine o bătălie generală, dar cu comentețile simacine, prin diferite lovituri, prin diferite ambuscade, să le taie căile de alimentare. În mult că bătălia generală a fost pregătită pentru localitatea Văslui. Acesta era un loc măștinos, având cu dealuri multe, și era locul unde poți să ascunzi trupele ca să fie mascate, să le observi. Ca să atragă pe turci spre Văslui, Ștefan cel Mare a organizat tabăra militară și a dislocat forțele la Văslui. Turcii, aflând că armata Moldovei se află la Văslui, au început să înainteze spre Văslui, dorind să se distrugă. Și înainteze spre Văslui, într-o zi cețoasă, Ștefan a hotărât să folosească acest moment ca să admine într-o ambuscadă uriașă. La Văslui exista un pod unde au fost așezați secuii și polonezii. Anume, ei au întâlnit avangarda a armatei otomane. Concomitent, Ștefan a ordonat la Buciumaș, la Toboșar, să ducă în Mlaștină și să înceapă de acolo să dea răsunetul de atac prin ceață. Avangarda turcească era împleștată în lupta aceasta la port, dar totodată prin ceață i-a avut o răsunetul de atac și le-au crezut că armata Moldovei în fața lor. Au început să înainteze spre locul unde se aflau toboșari, numai că acolo erau Mlaștină. Dar ei au fost atacați din spate de vorsa armatei Moldovei și au fost împinși în Mlaștină. Cât timp a durat această bătălie? Spre seară, armata otomană a fost distrusă. Rămășățul ei de-a 3 zile a fost urmărit de cavaleria Moldovei.
scrie un comerciant polonez care a fost la această batalie, otomanii stăteau prepuși cum e greu după cosit, tot așa finestele armată otomană. Era una cei mai mari înfrângeri armate otomane. A fost distrusă o armată de elită a turcilor. Armată care a avut o experiență foarte mare de luptă, pentru deși nu a fost o frică sau o ură, a fost un șoc. Un șoc, a fost distrusă o armată și a fost distrusă într-o țară mică. Te-a spus că la asta turcii, armata aceasta a cucerit Persia, a luptat în Bosnia și a luptat în Bulgaria. Și acolo a intrat într-o țărișoară mică, Moldova, și a fost distrusă. O să vină un ceas fericit, timp străvechi va veni, timp de mit. Doar o clipă și-n ea, țara mea. De pustiu, de străini voievos, de târziu, țara mea într-o zi să o pot regăsi din visare. Unde e țara pe care o aveam? Unde e țara ce-n ochi o purtam? Țara în care a rămas viața mea. Unde e țara din care m-au frânt? Unde e țara de cer și pământ? Să-i dăruiesc într-o zi inima. Scutul patriei. Cu siguranță toată lumea a auzit de marele artist al poporului Ioan Paulenco. Avem de învățat de la acest om foarte multe despre frumusețea folclorului nostru, deoarece anume el știe să sădească în sufletele noastre dragostea pentru folclor, cultură și mai ales revenirea la adevăratele valori. Dialogul ce l-am avut cu Ioan Paulenco este despre cătănie și nu doar. La discuție a participat și Inga Mihailova. În armată n-am fost, fiindcă în copilăria mea a fost de 100 de ori mai grele decât toate armatele. Eu de copil mic am muncit la munci foarte grele. Până la 7 ani mergeam cu un colhoz la lucru în locul mamei. Dar la 7 ani, pe la masă, mergeam la școală. De la masă veneam acasă. Luam o cât măribuță și cu ceapă ce mai avem de mâncat, când ne-o tăiat curtea în jumătate, când numai 15 ani la ăștia le lăsat. Noi în colhoz ne-am scris până în 49. Vă închipuiți? Mi-a luat pământul, mi-a luat stână de 128 de ori, a venit și-a pus tabliță, stată colhoza imine Frunze. Și am spus, mami, de azi înainte nu duci mâncare la ciobeni, nu ai nimic cu stâna asta, gata, nu este armatare. Deci o armată de 100 de ori mai grea. Și muncind la munci grele, spun că veneam de la școală și mergeam și o înlocuiam pe mama la colhoz. Și mama venea ca să lucreze, să facă, să pregătească. Eram trei copii orfani, fiindcă tata după eliberare, în 45, unuit armata sovietică, raza din armata sovietică, și-a luat tot ce-a fost românesc în satul nostru, Vale Cosminului, Șurmare, Mrăva Roșă. Peste 20.000 de români sunt înmormântați în curtea, în tractoare din Harkov. Uite acolo cine vrea să meargă. Vad acolo că sunt 20.000 de schelete români. Nimeni cu de asta nu se interesa. Și l-a luat și pe viitorul meu cumnat, care avea 16 ani, dar era tot voinic, știi? Și-a venit care și-a vreo 18-20 de ani și l-a luat și pe dânsul. Și tata mi-a murit pe braț la cumnatul meu, nici știind că în perspectivă îi va fi genere. Și tata i-a lăsat 2 saci de bani pe dânsul când s-a dus. Fiindcă noi avem cârșma noastră, lotăria noastră, avem păduri de fal, păduri de străjar, avem rămasar alb de sămânță. Erau gospodari mari și vreau, avem argați cum era pe atunci. Și ne-au părut de toate, ne-au eliberat de toate. Și tata a murit de tif. De la 120 kg a murit la greutate de 54 kg. O ars tot. Tifusul e urmărit de o temperatură foarte înaltă. Și a murit pe brațe la dânsul. Și i-a dat ultimii bani că ce-a mai rămas. Că el da bani și prin grate la cineva pe afară să le aducă pirojoace. Dintre mojila de metalon creștea urzică și făcea ciorbă cu urzică și punea sare și cu asta hrănește. Și trăiau cu 70-80 de ani în baracă. Și acolo, mai atât, era și ficeu și tot. Când s-au planificat cu oamenii ăștia, nu-ți devină. I-a luat sub diviza că sunt banderovță, dar banderovță știți și da, da. Ucraineni. Trădători. Da. Și când s-au adevărit că ei nu sunt vinovați, le-au dat drumul să iei acasă. Dar erau slăbiți de totul.
și ca să-i vadă cine poate merge acasă, cine trebuie să mai stai în gospital să mai trateze un pic, au făcut un concurs de 10 metri cu mătura lună. Cine mătură 10 metri, așa merge acasă. Cine nu rezistă ca de jos, trebuie de mai întărit. Și un cheș pe cote, fratele lui tata meu, mai mare, care era și mai zdravă decât dânsul. Așa tare era slăbit, că mătura lângă un om din Ostrița, de acolo, la Bucovina tot, fără o mână, michitel, care ducea cu calul dimineața cu 15-20 cadavre în groapă, și era o groapă de 100 de metri lung, și 15-20, arunca 15-20 cadavre și turna afară strâns pe deși, cu murdiotului trambuia. Și îmi lua niște guzgani albi așa, și numai dimineața cadavre, acolo în 10 minute rămâne numai oasele. Dimineața când i-au aruncat în groapă, tata meu clar cu ultimul din sanilor, ăla s-a aruncat acolo. Și el s-a plâns și a rugat să-i dea voie să vadă unde nu mărântează și surorile cele i-a dat voie. Și zice, tata mi-au căzut cu ochii în sus și cu atât de luminosului ce era și parcă se uita la dâns. Spre băi, metruță, băi, și tu ce vrei să te doarmi vară în ochi, băi? Și el a plâns, și dați-mi voie să pun măcar un ziar pe față. Și s-a coborât jos, repede au aruncat pe față un ziar, nu știu ce plut. Și de ghiodă mi-a sfug pe scară în sus, că guzganele pe dâns de viover să-l înceapă roadei. Domn Polincu, nu ne pare rău sigur ce s-a întâmplat cu tatăl dumneavoastră, dar dumneavoastră n-ați fost la armată. Totuși poate vă amintiți cum se duceau alți semeni de dumneavoastră, alți prezidenți, tradiții, petreceri. Mi-aduc aminte foarte bine, fiindcă la noi, când se duc recruți la armată, este un eveniment trist. Nu-i tragic, dar e destul de trist. Nu-i nimic vesel. Dar la noi a fost foarte tragic. Din ce cauză? Pare-mi-ți până în 53 au fost scriși toți români. În 53 ne-au maldavenizat deodată, automat. Ne-au trecut din români, maldaveni. Și la 19 ani, până la 31 de ani, au luat atâta armată. Rolare. Da. 10 cotigente deodată au luat atâta armată. Acei care aveau 28, 29, 30, 31, aveau și 3-4 copii. Tot au luat armată. Și asta a fost o tragedie foarte mare. Și atunci face că 3-4 ani armată. Primii 3-4 ani au rămas satul unde au și te pustiu numai cu femei. Da. Fiind până atunci, dacă chiar au scris români, nu-i luau armată. Și când au scris pe toți moldoveni, cu 10 ani urmă puteți să luați armată. Cum se numește satul? Voloca. Toate rochele de mireasă care se vând în 3 sferturi la globul pământesc, fac oameni în sat. Da, ce raion? Raionul Dâncata. Regiunea Cernăuță. Se face petrecere în armată, cu cinste, ca și la nuntă, ca și la zău de naștere. Și veneau toate neamurile, veneau băieți și fetele mai tineri sau mai vârstă, care de-am cu armata terminată și au rămas bun. Era frumos, cu muzică. Până și acum acolo a rămas o cultură foarte mare la Bucovina, fiindcă poate nu din cauza că bucovinenii sunt așa cu picetă de altfel, dar poate din cauza ce bunei și străbunei noștri au trăit 150 de ani sub brigata austro-ungară. 150 de ani, deci din 1775 sau 78, și vă mai țineți, până în 1914. Am trăit sub regatul austro-ungar. Și e clar că acest imperiu ne-a lăsat o picetă frumoasă de gospodărire, de cultură. Nu se ne învieța de aratiu cu canul, dar și în cruș spream că n-a dat vot cu piți cruș, că ești un colac utilță tam. Ui, cine a învățat ruși? Ne-a învățat să bem, să ne vindem unul pe altul. Deci în armată așa s-a luat. Lumea tare îi aștepta. Se minte că luam pe nănașul meu, virișorul meu, viitorul nănașul meu a fost luat armată. Era unicul fecior la părința. S-a pus o trezidie nebună. Și l-a dus tocmai în Primorski Krai, Vladivostok. 6 săptămâni s-a dus cu trenul ăsta de vite. Și primea matușa Saleta Dumnezeu să ia primea scrisoare de pe tren, așa. Și am după ce au venit acasă în vacanțe, în concediu, pentru că toți pe la noi de pensat, toți veneau acasă. Toți care veneau, sergent starșina, sergent starșina, pentru că erau foarte punctuali, erau destul de scurți, responsabili, erau destul de învățați și toți veneau cu grade de armată și pentru asta le da concediu numai decât. Și la nașul meu de două ori a fost un concediu. Bălița Nicuță, Ion Paulencu, tot Ion Paulencu, apoi de 4 ore a venit din armată. În câte, în 2-3 ani? În 3 ani, ei făceau 3 ani, la marină se făcea atunci 4 ani, sau 5 se făcea, nu mai țin. Orice caz, de 4 ore a venit de armată în concediu, fiindcă erau ascultat. Pot să vă povestesc un moment foarte interesant, cum se luau pe timpul românilor premilitare în armată. Deci în timpul românilor, eu nu mi-aduc aminte, dar am povestit cu bătrâni. Zicem, era un contingent din satul Voloca, care trebuie să fie luat în armată la toamnă. Apoi cu o lună sau cu două înainte de a-i lua în armată, venea un ofițer în sat și îi pregăteam o lună de zile de instrucții. O lună de zile făcea putut și instrucții ca în armată. E clar. Că ei n-aveau dat jurământul, nimic, mai făceau șoate băiață, dar învăța să margă, știi, așa, un, doi, da, să se defileze ca lumea și îi punea să cânte ca armată. Ei și ei, clar că cântau niște cântece de glumă care încercau să iei fetele pe picior, știi?